Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24. Așa cum știți cu toții foarte bine, începând cu data de 28 august, a început oficial campania electorală, partidele își prezintă programele și așa mai departe, candidații. Astăzi alături de mine în platou se află, și am să încep de la dreapta spre stânga, domnul Bogdan Andrieș, candidat pentru Consiliul Local Roman. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Leonarda Chiriloae, ministru secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, candidat pentru funcția de primar al municipiului Roman din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc cu drag, și mă bucur că, uitați, așa cum ați precizat, a început această campanie electorală. Sigur, noi am promis anterior într-o emisiune la dumneavoastră că vom veni în această campanie și ne vom prezenta atât programul care îl avem în atenție pentru a fi implementat în următorii 4 ani, dar și pentru a ne prezenta echipa noastră de consilieri locali cu care venim în fața romașcanilor, spunându-vă atunci că, după părerea mea, este cea mai competentă și mai competitivă echipă care am fi putut să o propune pentru Consiliul Local. De aceea mă bucur și sper ca în această campanie să pot să am alături pe fiecare dintre colegii mei pentru a-i prezenta și a se prezenta romașcanilor. Și iată că astăzi colegul meu, Bogdan Andrieș, un tânăr la 40 de ani, face parte din echipa noastră, este de profesie inginer, este în echipă din 2012, deci 2 mandate de consilier local. Asta înseamnă o experiență bogată în ceea ce înseamnă activitatea în Consiliul Local, modul de desfășurare a activității, tot ceea ce implică activitate legislativă. De aceea, și nu numai, faptul că este și un om de afaceri de succes, aș putea spune eu, în domeniul prelucrării lemnului, este un om a căror produse sau repere ieșite de pe linia de fabricație se găsesc în multe colțuri ale țării, apreciate prin calitate, finețe și rafinament. Iată așadar profesionistul din punct de vedere al activității private, dar și din punct de vedere al activității legislative. Îl recomandă ca un om de calitate, ca un om implicat și ca o persoană care sigur va aduce o plus valoare în activitatea din Consiliul Local. Mă bucur că l-am alături de mine și sigur, în decursul discuției va interveni și va spune și dumnealui anumite idei, anumite perspective. Eu m-am bucurat că am această ocazie de a-l prezenta și de a-l susține. Și clar, nu v-ați fi dezamăgit dumneavoastră, telespectatorii, cât și romașcanii vor vedea care va fi activitatea în perioada următoare a noastră și a echipei la Consiliul Local al Partidului Național Liberal. Ca să începem așa la un... Știu că emisiunile astea trebuie să fie extrem de serioase și de prezentare. Până săptămâna trecută au fost prezentarea dumneavoastră ca și candidat și acum a echipei și a platformei, program pe care o are Partidul Național Liberal pentru următorii 4 ani, dar ca să începem așa cu un fel de zâmbet pe buze, aflăm și noi în sfârșit cine e Bogdan. Că s-a discutat pe Facebook despre o mică eroare de comunicare. Da, o exprimare nefericită, da. Și neprofesionistă, aș spune eu. Cine este Bogdan Andrieș? Că știu că l-ați prezentat, i-ați făcut, dar cine este? Cum vă vedeți? Cum mă văd? Un om simplu, un om normal care își tunde singur iarba în curte și amenajează singur curtea, își face singur curat în casă, nu am menajeră, nu am pe altcineva care să-mi facă, îmi fac cumpărăturile, un om normal ca toți ceilalți. Mă întreba o colegă de-a dumneavoastră tot din media cândva ce ar trebui să fac să fi într-o și eu în politică. Zic, nimic în mod special. Trebuie doar să dorești, să știi să faci lucruri, să te implici și poți să ajungi, bineînțeles, probabil făcea referire că eram tot consilier local în momentul respectiv, să te implici și să încerci să faci lucruri. Toate astea, în schimb, cer și o anumită experiență. În domeniul privat, eu am început de la vârsta de 19 ani.
am început comerțul, comerțul e ceva mai ușor decât producția, producția am început-o de 12 ani. E foarte important că atunci când ești într-o administrație publică locală, fie de partea Consiliului Local, fie la conducerea primăriei, viceprimar, primar, city manager sau altceva, să ai o experiență, să fii lucrat cu oamenii, să ai contact cu ei, să știi să nu le ceri imposibilul, pentru că dai în altă pantă și le ceri imposibilul și ei s-ar putea să se poticnească și să nu facă nici măcar atât cât ar fi trebuit să facă. Deci experiența din domeniul privat mi-a prins foarte bine în funcția asta de consilier local care am avut-o în ultimii 8 ani, cu atât mai mult acum ca consilier local cu atribuții de viceprimar. Lucrurile se văd total diferit atunci când ești consilier local și cu totul altfel atunci când ești zi de zi în aparatul administrativ al primăriei ca consilier local cu atribuții de viceprimar sau să zicem viceprimar, funcția pe care o dețin acum. Ai mai multe informații. Știți, acum văd de tot felul de candidați din diferite domenii, la conducerea primăriei sau în Consiliul Local. Cred că îți trebuie o experiență, mă repet, să fi condus ceva, să fi avut niște oameni cu care să fi realizat niște lucruri. Foarte important. Ca așa să ai niște oameni și să nu faci mare lucru. Bă, dar nu trebuie și o viziune de viitor, adică niște idei? Presupun că aici o să colaborați strâns cu primarul, dacă... Sigur că da. Sigur. Păi este exact ca și în domeniul privat. Când îți faci o afacere, tind să ajungi undeva, nu? Îți fixezi niște țeluri. Cu cât fixezi mai sus, cu atât încerci să ajungi. Poate nu ajungi chiar acolo, dar încerci să faci pași. La fel și în administrația publică. Obligatoriu trebuie să ai un așa zis plan de management. Plan de management. Nu poți pleca la drum fără să știi misiunea pentru care te-ai angajat, ceea ce îți dorești tu de la activitatea ta în general pe perioada următoare și care sunt pașii, care sunt obiectivele strategice pe care ți le-ai propus pentru a atinge acea misiune. Vă spuneam într-o etapă anterioară că noi ne dorim într-adevăr mai departe ca Romanul să meargă pe un drum al dezvoltării. Și de aceea dorim ca toți consilierii noștri să aibă foarte multă experiență, implicare, vedeți legislația, tot ceea ce înseamnă derularea unor activități la nivelul primăriei nu sunt atât de simpliste cum le se par la o primă vedere. Da. Activitatea, dacă vorbim de la proiectare, întocmirea studiilor de fezabilitate, viziune, procedură de licitație și după care implementare, monitorizarea și ducerea la îndeplinire acestor proiecte sunt etape foarte, foarte dificile în care ai nevoie de foarte multă experiență, în care ai nevoie de implicare și de aceea de multe ori acest mix între experiența în mediul privat și administrația locală este un factor pozitiv care aduce într-adevăr o plus valoare și credem noi că e benefică în ceea ce înseamnă activitatea Consiliului Local. În momentul în care veți prelua, îmi cer scuze că vă întrerup, în momentul în care veți prelua primăria, presupunem că romașcanii vă vor acorda, eu presupun în continuare, pentru că până la vot mai este o lună întreagă și oamenii au timp să se decidă. Exact. Veți prelua un municipiu cu destule probleme. Destule probleme, uite, chiar weekendul ăsta mi-au atras atenția două, anume una, acea pană de apă din cauza unei avarii, de care, sincer, ne-am săturat până peste cap de avarii. Da, așa este, e o mare problemă aceasta a apei. Care trebuie musai reparată cumva. E o problemă majoră și o problemă care trebuie absolut urgent demarat procedurile de reglementare. De ce spun asta? Știți că noi am avut acum vreo jumătate de an, eram în Consiliul Local la acea vreme, inițiativa de a ne transfera către operatorul APA Vital. De ce ne dorim acest lucru? Pentru că APA Vital este un operator competent, competitiv, care poate oferi calitate serviciilor, care poate oferi un preț mai bun, care poate oferi dispecerat 24/24, dar mai mult decât toate acestea, este operatorul care în momentul de față este în prag de semnare a contractului de finanțare pe așa numitele proiecte POIM, Program de Operațional Infrastructură Mare, în care
au în vedere schimbarea și modernizarea rețelelor de apă și apă uzată. De asta spun că noi, în momentul de față, în județul Neamț, suntem în situația în care compania județeană Apa Serv nu mai are acest contract de asistență tehnică pentru întocmirea proiectului. Deci nici măcar nu mai vorbim de vreun proiect matur sau un proiect care să stea în așteptarea semnării contractului. Ce se întâmplă? Noi nu mai putem beneficia astfel de investiții. Roma nu va fi condamnat cel puțin 7 ani, doar pentru exercițiul 2021-2027, să reconfigurăm, să reproiectăm și să putem accesa aceste fonduri. Pentru că nu numai dacă nu am făcut la momentul acesta proiectul, cei de la Comisia Europeană vor modifica în perioada următoare ghidul. Asta înseamnă că proiectul se va face după alte se vor modifica anumiți indicatori din proiect. Vorbim aici de tariful alocat pe locuitor echivalent, care în actualul exercițiu era până la undeva la 2000 de euro. Acum ei vor să-l scadă la 1200 de euro. Deci Uniunea Europeană a constatat că este prea mare acea evaluare făcută anterior și atunci vor veni cu o modificare. E propunere de a se modifica. La fel vor se propune a se modifica și redefinirea aglomerărilor pentru a nu aloca sume în zone neeficiente de nerentabile, adică duce o instalație la distanță de 500 de metri, un kilometru pentru un utilizator. Asta înseamnă că acea investiție nu este eficientă, nu se va recupera. Da. Toată această viziune se va rescrie într-un nou ghid care va genera noi studii de fezabilitate și noi proiecte tehnice de execuție care se vor face altfel. Asta înseamnă că cele care sunt deja în etapa de proiectare, desemnarea contractelor, sunt undeva la 23 de proiecte ale marilor operatori regionali, vor intra în această etapă. Ceilalți, cu atât mai mult noi, Apa Serv, noi, da, Apa Serv Neamț, care nu va putea fi pe niciunde, din păcate. Sigur, viziunile sau abordările sunt foarte stricte din partea Comisiei Europene. Ei nu mai tolerează operatori regionali neperformanți. Au venit și au solicitat autorităților române, atât guvernamentale cât și locale și regionale, să întreprindă măsuri pentru eficientizarea acestor operatori și astfel impun ca în momentul în care un operator este mic, nu reușește să-și facă acel plan de dezvoltare, să fie eficient, atunci se recomandă ca prin regionalizare să se afilieze, să se unească cu un operator puternic pentru a putea genera performanță, investiții și utilitate, și utilitatea să fie, poate fi asigurată către oameni. De asta este o mare problemă la noi apa și clar, neavând aceste investiții, noi nu avem inele închise pe care să le poți pe regiuni opri, sectoare din oraș. Tot, acum observăm că rețeaua nici nu mai putem zice că are peste 60% pierdere și este foarte veche. Deci nu putem să... Asta se știa și înainte, se știa. Da, dar nu, în momentul de față nu mai avem o perspectivă a unui proiect care să vină să rezolve această problemă foarte gravă. Nu au viziune. Deci e vorba de lipsa de viziune. Păi da, nu. Acum consilierul care trebuie să aibă viziune când intră în administrație, să știe ce vrea, cum vrea, ce face. Odată mai compania ca Apa Serv să nu aibă viziune, să nu fie în stare și am înțeles că nici nu promite pe viitor să facă așa ceva, nici nu intră în calculele lor, sunt în capul listei la de jos, în capul plasamentului, da, pentru atragerea fondurilor, pentru a investi în rețeaua lor. Bun, care este, în afară că suntem nu mai suntem în negocieri cu Apa Vitalu, nu? Că s-au făcut negocierile, acum e vorba de că să luăm decizii. Cred sau că acele negocieri au fost sistate, să zic așa, nici nu știu cum să spun. Luasem un avânt că mergem în acea direcție, la un moment dat am observat că lucrurile au stagnat sau... Nu știu, au fost lăsate uitării, fostul edil nu a mai făcut ceea ce credeam noi că trebuie să facă, adică să miște lucrurile și poate și demersurile ulterioare și poziționarea lui ar fi o explicație acestui fapt. Sigur, eu am avut, nu vă ascund, și cu domnul deputat Laurențiu Leoreanu, am avut discuții cu noul director general al APA Vital, domnul Doruș, care ne-a asigurat în continuare de deschiderea dumnealui.
Mi se pare și normal, de 50.000 de clienți. Sigur, pe noi, odată, asta înseamnă viziunea managementului companiei care urmărește o dezvoltare sănătoasă, da, și corectă. Pe cealaltă parte, și noi ca autoritate locală avem datoria de a ne interesa sau de a găsi cea mai bună soluție pentru acest UAT. Și astfel credem noi că demararea discuțiilor în acest sens nu poate fi decât benefică. Mai mult au fost discuții și la nivelul fondurilor, Ministerului Fondurilor Europene, pentru a găsi soluția legală ca în momentul derulării proiectului pe infrastructură mare de către APA Vital să putem beneficia urmarea economiilor care se vor face la nivel național pe acest proiect de sume care să vină să rezolve această aglomerare a Romanului și să poată fi introdusă într-un proiect tot pe această axă de dezvoltare. Sperăm să reușim ca aceste demersuri să fie implementate și clar ceea ce ne dorim este ca romașcanii să aibă apă, că este o condiție de minimă decență și în condiții de calitate și în condiții de asigurare în regim permanent. Haideți să vorbim puțin, că suntem aici și vorbim de următorii 4 ani. Spuneți-mi, vă rog, despre structura aparatului de lucru al primarului. În momentul în care veți ocupa funcția de primar, da? Cine urmează după dumneavoastră? Adică știu că clar urmează un viceprimar, presupun că n-ați venit degeaba însoțit de domnul Bogdan Andrieș. Domnul Bogdan Andrieș este actualul viceprimar al Romanului. Eu sunt foarte mulțumit și mândru că el în scurt timp, dar având în spate experiența anterioară, a reușit să se poziționeze foarte bine și să se implice în tot ceea ce înseamnă monitorizarea desfășurării lucrărilor în municipiul Roman și este permanent în teren, să-i spunem. Sigur, pe lângă viceprimar care face parte din legislativ, sunt delegate de către Consiliul Local aceste atribuții. E poziția de city manager, care este așa numitul administrator. Nu, deocamdată nu vreau. Suntem într-o etapă în care nu putem discuta de nume, de... Voi face la momentul respectiv, când vom vedea că lucrurile sunt aranjate, că suntem în postura de a ne gândi noi, eu de a mă gândi să aleg un city manager, atunci o voi face. Sigur, primarul are în subordine aparatul de specialitate, care este format din direcții și servicii, care actualmente sunt aprobate în cadrul structurii prin organigrama votată în Consiliul Local. Lucrurile acestea, deocamdată, când, așa cum spuneam, în momentul în care voi ajunge la conducerea primăriei municipiului Roman, voi face o analiză foarte atentă a activității și a îndeplinirii indicatorilor de performanță a fiecărui director din cadrul primăriei Roman și a șefilor de servicii, pentru a vedea foarte clar dacă într-adevăr fișa postului este conformă cu atribuțiile pe care trebuie să le îndeplinească și totodată dacă acei indicatori de performanță care au fost stabiliți au fost și respectați și duși la bun final. Aceste analize le voi face în prima etapă dacă romașcanii ne vor acorda încrederea și vor vota primar la Leonarda Chiriloae și Partidul Național Liberal la conducerea Consiliului Local. Și, sigur, împreună cu colegii mei vom lua cele mai bune decizii pentru a garanta în cadrul primăriei Roman o activitate performantă și o activitate dedicată tocmai realizării obiectivelor pe care noi ne le-am propus. Domnule Bogdan Andrieș, actualmente viceprimar. Bine, ocupați funcția de viceprimar, că e situația asta așa cum este, dar în momentul ăsta Romanul practic nu are primar ales. Înțeleg. Da, dar cu toate astea vă spun că aparatul administrativ funcționează. Romanul, putem spune, într-adevăr, cum a zis dumneavoastră, nu e un primar ales, dar are primar, are viceprimar. Toate direcțiile lucrează, toate serviciile lucrează.
Încerc, ăsta este scopul meu acum, pe această bucată de interimat până la alegeri, să fac ca lucrurile să se deruleze în continuare, încercăm să reparăm dacă se poate repara ceva din greșelile care poate au fost la un moment dat. Totul este așa cum trebuie, hârtiile funcționează, ce e desemnat se semnează, nu este nimic blocat, totul funcționează conform planului. Bine, nu m-am dus acolo, n-am intrat în acea primărie ca viceprimar, să zicem, să iau de la capăt proiecte, să încep să le răstorn, să le fac. Continuăm ceea ce este, asigurăm că ele se vor duce la, ne asigurăm că se vor duce la bun sfârșit și calitativ și în timpul dorit. Cum v-a spus și domnul Leonard Achiriloae, am fost pe teren, am văzut cum se desfășoară lucrările, mi-a trasat și niște sarcini pentru viitorul mandat care intră în niște lucrări care intră în, da, nu, în afară de cele de viceprimar, niște lucruri care vrem să le punem la punct în viitorul mandat și am și niște informații care... Tot dosarul ăsta de aici sunt lucruri pe care trebuie să le punem la punct? Nu știu dacă sunt, nu știu ce e dosarul meu, dar sunt lucruri care însu a ținut să le aibă în programul viitoarei colaborări cu Primăria Municipiului Roman și o să vă dau și niște informații ce am reușit din cele propuse, din cele care ne le-am propus și ce am reușit eu să aflu și să fac până în acest moment ca și viceprimar. Deci totul funcționează, e sigur pe oameni că totul funcționează la primărie și funcționează așa cum trebuie. Se mai fac greșeli, încercăm să le reparăm, toată lumea. Chiar dacă, așa cum ați spus, sunt aceste funcții cu atribuții de primar sau cu atribuții de viceprimar, așa prevede legea, asta este titulatura, dar responsabilitatea și dreptul de semnătură este potrivit legii acelui de primar. Deci primarul semnează, doamna Roxana Iorga semnează ca primar al municipiului Roman, domnul Bogdan Andrieș ca viceprimar al municipiului Roman. Astea sunt atribuțiile, sunt procedurile legale, dar responsabilitatea și implicarea trebuie să fie pe măsura funcției. Vă întrebasem mai devreme de atribuțiunile viceprimarului. Există o multitudine de întrebări legate de, ce anume face un viceprimar? Cu ce se ocupă el? Nu e ceva care, să zicem că neapărat e scris în fișa postului acolo. Dacă este o colaborare bună între primar și viceprimar, atribuțiile se împart. Sunt o grămadă de lucruri acolo. Eu când am intrat pe această funcție, am căzut de acord cu doamna primar, ca să zic, Roxana Iorga, fiecare să se ocupe de anumite direcții, când e ceva, ea mă consultă chiar dacă este atribuția ei, iar la ceea ce răspund eu, la fel, îi aduc la cunoștință și împreună luăm decizii. Practic tot ce ține de funcționarea orașului, lucrări de continuat, contracte care le ducem la bun sfârșit, sunt foarte multe, foarte multe lucruri de făcut. Acum începe anul școlar, sunt extraordinar de multe de lucruri, toată lumea. Cum începe anul școlar la Roman? Domnul Achiriloae. Așa cum vă spuneam în perioada anterioară, faptul că doamna Roxana Iorga este și cadru didactic și împreună cu domnul viceprimar au fost în perioada anterioară în toate instituțiile de învățământ din municipiul Roman pentru a se asigura că sunt îndeplinite condiții sau pentru a constata care sunt deficiențele care ar mai trebui remediate până la începutul anului școlar și au făcut, sigur, o listă de priorități pe ceea ce înseamnă în momentul de față partea organizatorică sau partea de, așa să zic, de bază în desfășurarea și începutul anului școlar. Dar pe noi, ca și administrație publică, pe mine ca și viitor primar, mă interesează foarte mult siguranța elevilor, siguranța profesorilor, posibilitatea de a se desfășura orele în condiții bune și pentru a se putea, din punct de vedere tehnic, asigura interconectarea profesorului cu elevul. Știm cu toții că Ministerul Învățământului face eforturi pentru a asigura acele device-uri, tablete pentru elevi, astfel încât ei să poată avea acces la orele de curs. Dar totodată mai sunt zone neacoperite din acest punct de vedere, mă refer din punct de vedere al dotării tehnice, și aici e vorba de
zona școlilor. În școli este nevoie de rețea de fibră optică cu capacitate foarte bună pentru a se putea face transferul de date. Avem nevoie de dispozitive adecvate prin care să poți face această transmisie. Dar totodată, fără supărare, sunt și cadre didactice care au nevoie de un suport logistic, să-i spunem așa, și atunci am solicitat atât doamnei primar, cât și doamnei inspector general adjunct, doamna Dana Păiuș, care este și dumneai responsabilă la Inspectoratul Școlar Neamț, să găsim soluția ca împreună cu Casa Corpului Didactic, cu alte persoane specializate și disponibile pentru a veni și a se implica în aceste lucruri, să ne dea tot sprijinul și cu suportul primăriei să putem aloca sumele necesare și crea activitățile suport pentru a începe anul școlar în condiții de siguranță și în condiții de accesibilitate pentru toți elevii. Anul școlar începe înainte de alegeri. Și am spus și, dacă mi-aduc bine aminte, tot cu dumneavoastră în emisiune eram, când am spus că primarul care va intra se găsește într-o situație puțin ingrată, pentru că se mai pot aloca fonduri. În cazul în care primarul intră în funcție, anul școlar a început deja de jumate de lună și primarul își dă seama că mai există niște probleme pe care nu le-a văzut nimeni în afară de el. Sigur, se mai pot aloca bani în momentul respectiv? Sigur, adică se poate face o reanaliză pe buget, se pot face discuții în sensul ăsta, realocări, redirijări de sume, se face consiliul local. Adică nu trebuie să aștepți încă un an sau, eu știu, până la ce rectificare bugetară? Nu. În momentul de față, dacă se constată o astfel de problemă, se întâlnește de urgență consiliul local și se fac demersurile bugetare necesare pentru îndeplinirea sau pentru alocarea sumelor în vederea desfășurării în activități, așa cum am spus, în condiții de siguranță și de adresabilitate maximă și de crea posibilitatea aceasta de a intra în contact elevul cu profesorul nemijlocit. Dar o să vedeți că lucrurile vor sta foarte bine la începerea anului școlar. Nu o să-i dăm de lucru domnului primar. Asta e foarte bine. 27. Părinții sigur. Doar dacă, așa cum a zis și dumneavoastră, ne scapă nouă ceva. Nimeni nu e perfect. Ținem o permanentă legătură cu directorii școli, cu administratorii, ne sună chiar și acum, avem nevoie de ea, dacă ne puteți face tot ce ține de organizare material acum, de trasaje, de parcări, eu știu, alei pe acolo, totul este... Dar există chestiuțe care apar acum pe ultima 100 de metri? Oricând apar, știți. Totdeauna mai apare. Cum se găsește de a muta un laborator, au nevoie de transport. Acum am înțeles că, de exemplu, Ministerul Sănătății nu dă voie cu covoare în sân la copii la grădiniță. Și a apărut acum chestia asta, sau mă rog, acum le-a venit și când au dat covorul deoparte, parchetul nu era tocmai ok, mai sărea o lameră, mai știu ce, pe ultima sută. Adă parchetul, trebuie să-l montăm, adă oamenii. Toți oamenii din primărie, mă refer la muncitori, sunt întinși la maxim, peste tot, absolut peste tot. Deci se lucrează. Se lucrează non-stop. Non-stop. Chiar nu știm cum să-i mai întindem dimineața la operative, care și cum să-i mai luăm să rezolvăm problemele, în primul rând, pentru începerea anului școlar. Tot ce ține de altceva decât anul școlar a trecut un pic pe plan secund pentru câteva zile. Spuneți-mi, vă rog, odată cu schimbarea conducerii primăriei, se schimbă cumva și oamenii numiți în consiliile de administrație, gen la spital, de exemplu? Sigur. Se vor schimba și reprezentanții în consiliul de administrație. Sunt lucruri care țin de aplicarea legii, iar legea spune că din Consiliul Local al Municipiului Roman sunt desemnați doi consilieri să facă parte din Consiliul de Administrație al Spitalului. Așadar, în urma alegerilor, se va reconfigura un Consiliu Local nou, iar în urma votului din Consiliul Local vor fi stabiliți acei consilieri care vor face parte din acest Consiliu de Administrație. De ce vă întreb? Pentru că ajungem la partea a doua întrebării de la bun începutul emisiunii, și anume, în acest weekend s-a vehiculat un material foarte emoțional pe rețelele de socializare al unei persoane, probabil că l-ați citit, fiind direct legat de Spitalul Municipal de Urgență Roman, al unei persoane care a stat cu bunica adusă la urgență în urma unui accident vascular cerebral 7 sau 12 ore pe targă, și mă întrebam dacă cumva, odată cu schimbarea conducerii primăriei Roman, se poate schimba ceva și din punctul ăsta de vedere, pentru că oamenii, într-adevăr, se plâng din ce în ce mai mult că stau ore în șir acolo.
Sigur, ce spuneți dumneavoastră sunt lucruri de nedorit pentru noi. Niciodată nimeni, nu cred că nimeni din Spitalul Roman nu și-ar dori să, sau să facă intenționat să aștepte un pacient ore în șir fără a-l prelua sau fără a acorda o minimă atenție. Dar sigur, totodată, așa cum ați spus, faptul că am fost legat prin activitatea mea de Spitalul Municipal de Urgență, vă asigur că și în perioada următoare Spitalul Roman va fi un obiectiv pe care îl voi avea mereu în atenție. Când am venit în primii ani la Spitalul Roman, am avut o discuție cu colegii din conducere, din conducerea secțiilor. Și le-am spus atunci că vreau să avem o nouă abordare față de pacient. Vreau să punem pacientul în centrul atenției noastre. Vreau să arătăm că suntem empatici, vreau să arătăm că ne pasă de pacient. Lucrul acesta l-au înțeles la momentul respectiv și tocmai de aceea cred că s-a sesizat o nouă abordare și o perioadă în care Spitalul Roman a avut o evoluție bună în ceea ce înseamnă și serviciile și modul de abordare și dotarea și condițiile din spital și mă bucur să spun acest lucru. Într-adevăr, în perioada actuală și pe fondul unei aglomerări excesive datorită situației aceasta cu COVID-ul, din toate zonele județului așa și nu numai, este o presiune enormă pe Spitalul Roman și cred că în anumite situații unii angajați își mai pierd cumpătul sau mai cedează psihic. Chiar să știți că mulți ne-au spus acest lucru. Am încercat diverse metode de colaborare cu Spitalul Județean, de exemplu, în care o parte din medicii de la obstetrică ginecologie să poată face o gardă la Spitalul Roman pentru că vin paciente din tot județul și nasc aici și este foarte greu cu același număr de personal să ai aproape dublu naște. Vă dați seama, este un efort imens pe care îl fac cadrele din Spitalul Municipal de Urgență Roman, pentru care eu le mulțumesc tuturor celor implicați pentru dedicație, dar totodată îi rog să aibă și puterea și determinarea de a avea o atitudine corectă că orice pacient, chiar dacă sunt într-adevăr stresați și depășiți de multe ori, să nu uite că sunt aici pentru a-și onora un jurământ și pentru a avea pacientul în centru atenției. Dar încă o dată vreau să confirm faptul că mai departe spitalul va fi un obiectiv prioritar pentru mine. Avem proiecte pentru Spitalul Roman și avem și viziuni de dezvoltare pentru spital și pentru policlinică și nu în ultimul rând vrem să fie o colaborare corectă, decentă. Vreau ca abordarea cadrelor medicale de la Spitalul Roman să fie una benefică și una constructivă atât pentru ei cât și pentru pacienți. Că vedeți dumneavoastră, dacă pacientul pleacă mulțumit și îți mulțumește când a plecat, nu mai e presiune nici pe tine ca și angajat al spitalului. Toată lumea este până la urmă mulțumită și în final nu mai există acea tensiune și tot timpul ne aruncăm pisica, domnule, parcă te-ai uitat urât, parcă nu m-ai băgat în seamă. Și cred că trebuie să avem o abordare corectă mai departe. Dacă îți voi cel mulțumit, mă rog, chiar dacă ar posta și el acolo că serviciile au fost ok. Eu am cunoscut cazuri între prietenii mei cu o problemă destul de mărișoară acolo. Și a doua zi m-am dus la spital, zic, cum a fost de la intrare până în salon? Și cum să fie? Păi ai stat, ai așteptat. Nu, a decurs totul foarte normal. A venit doamna doctor, asistenta, mi-a făcut rază, m-a cusut, a făcut. Dacă ar posta și cei care totuși sunt mulțumiți de actul medical, să vedem cum contrabalansează. Ar fi spun că nu sunt și greșe. Da, care asta, când ești nemulțumit, îți vergi furia și începi și postezi. Noi avem în cadrul spitalului procedural acel chestionar de satisfacție a pacientului, care e depus și care se analizează în fiecare lună. Deci este un feedback al pacientului, dar noi vorbim aici de acele postări în spațiu public, care din păcate sunt postate de cele mai multe ori cele nefavorabile, dar ideea este că nu cred că cineva s-a plâns vreodată de calitatea serviciului medical, de calitatea actului medical, ci la un moment dat de acele ieșiri. Știți cum mai spuneam, zic, domnule,
un pacient, dacă e, unui pacient dacă i-ai vorbit frumos, chiar dacă el oricum e la mâna medicului, procedura, tot ceea ce face este ce știe medicul. Nu, orice i-ar spune pacientul, medicul știe ce are de făcut. Da. Dar dublează această implicare a ta profesionistă și de o vorbă bună. Și ai să vezi că atunci pacientul va fi, cum să zic eu, va fi liniștit, va fi la loc, va accepta ceea ce îi spui, va colabora cu tine și se va simți în siguranță că, sau să-i explici ce-i faci. Dom'le, trebuie să-ți facă asta, stai liniștit, ești pe mâini bune, noi știm ce avem de făcut cu tine. Și atunci pacientul, cred că un cuvânt bun, cred că face mult. În spitalele americane private, termenul este bedside manners. Da, dacă nu mă înșel. E vorba de modul în care, că poți să-i dai omului o veste foarte proastă, dar într-un mod care să nu-l termine psihic. Da, e aceea tehnică de a spune un nu politicos. Da, sau un nu politicos, da. Sunt și foarte solicitat, să știți, de la asistent până la doctor, chiar la... Da, ceea ce spuneam, momentul actual este un moment dificil pentru sistemul sanitar românesc și implicit și a celui de la cel de la România. Ești obosit, nu prea mai... Nu mai timp de politică. Dar totuși trebuie să trecem peste asta, că oboseala este, dar noi trebuie să fim, zic eu, profesioniști și medicii și asistenții noștri sunt oameni profesioniști, vă garantez pentru asta și doar atât, trebuie să fie puțin mai empatici și sigur totul va fi ok. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați apărut în această... Noi mulțumim de invitație. ...primă ediție a Romașcanii Votează. Sper să ne mai vedem și să discutăm mai pe larg despre proiecte și despre... pentru că e de schimbat în municipiul ăsta și sunt sigur că aveți ideile de viitor și trebuie doar să le puneți în practică. Unde vă găsesc Romașcanii? S-au tras buletinele? Sigur că da. La primar sunt pe poziția 1 pe buletinul de vot, iar Partidul Național Liberal, Consiliul Local și Consiliul Județean și președintele Consiliului Județean, poziția 3 pe buletinul de vot. Ați auzit, știți ce aveți de făcut, doamnelor și domnilor, acesta a fost prima ediție a emisiunii Romașcanii Votează. Ne vedem data viitoare. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune. La revedere. La revedere.